Cea de-a șasea ediție a Festivalului de Artă Muza Fest, organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Muzeul Județean de Istorie Zalău, sub patronajul Consiliului Județean Sălaj, a debutat în 25 septembrie cu vernisajul expoziției Arta în Grădină, în cadrul căreia au expus artiștii prezenți la simpozionul de arte vizuale organizat la Grădina Botanică Jibou în perioada 26 august 5 septembrie. Regalul cultural continuă cu vernisaje de expoziții, lansări de carte și concerte. Pentru ultimele 3 zile ale festivalului, organizatorii au pregătit pentru zăloane o expoziție de artă fotografică, lansarea anuarului Asociației Colecționarilor din Sălaj, vernisajul expoziției sesiunii de creație Vârșol Sperice și un concert al trupei Retro Band.